Iubiți frați și surori în Domnul Iisus Hristos! Iisus Hristos este Domn! Aș vrea la început să vă spun câteva cuvinte despre întoarcerea mea la Dumnezeu. Eu m-am născut în Uniunea Sovietică, exact după război, un an înainte de a termina în 44. Părinții au fost creștini, dar n-a durat multă educație în familie, eram 7 copii. Ne-au luat de la 13 ani, am plecat în școala de stat. Acolo nu se vorbea de Dumnezeu, acolo nu te punea nimeni să te rogi. Era o doctrină ateistă, o doctrină care a declarat că Dumnezeu nu este. Și noi copiii tineri, foarte repede ne-am aclimatizat la aceste condiții. Foarte mult ne-a plăcut că nimeni nu ne deranjează, nu ne obligă să mai citim Biblia, să stăm pe genunchi sau să ne rugăm. Căci că acel ce nu înțelege lucrurile duhovnicești le face cu greutate. Cel ce le înțelege le face cu dragoste. Noi copiii nu prea înțelegem toate, ca și copiii de astăzi. Dar mă gândeam de multe ori, oamenii aceștia care stau în fruntea noastră, profesori și toți, ori ei știu că este Dumnezeu sau nu? Îi urmăream de fiecare dată când luau masa, îi urmăream de fiecare dată când veneau la liceu, se roagă ei sau nu? Și de fiecare dată vedeam că nu se roagă. Și parcă îmi venea să le spun, este Dumnezeu sau nu-i? Dacă nu-i, de unde știți, dacă este, de ce nu-l ascultați? Dar ca copil nu aveam nici puterea și nici curajul să faci lucrul acesta. Și așa am absolvit liceul, am plecat la facultatea de matematică, fizică și astronomie. Absolvind această facultate, mi-am dat seama de multe lucruri. Unul din profesori, când studiam corpurile cerești, ne spunea despre mișcarea lor. Și spunea că este o mișcare atât de bine determinată. Rotația pământului, soarele, stelele, luna, toate. Dacă una din corpurile cerești ar încurca calea ei să treacă pe orbita alteia, s-ar prăbuși tot universul. Și atunci l-am întrebat, dar cine a pus așa o strictețe, așa o lege care o păstrează tot ce vedem noi cu ochii noștri? Și dânsul s-a uitat și a spus, nu mă întrebați pe mine, întrebați pe cel ce a făcut tot ce vedeți. Și ne-am dat seama că există un profesor care știe absolut totul. Dar cum să-l găsești pe acest profesor? Căci în fața ta stăteau munți ai ateismului, darwinismului, evoluției și altă. Și așa după absolvire m-am dus profesor la liceu, apoi am fost chemat la universitate, am făcut de nou studiile, am primit doctorat în științele matematice, doctor și fizică și matematică. Am lucrat la minister, m-am urcat foarte și foarte repede pe scară. Nici astăzi nu pot să-mi explic care a fost motivul urcării mele așa de repede pe scară într-așa o lume grea comunistă. Am ajuns în Ministerul de Învățământ, am ajuns în guvern, eram doctor în științe, eram bine salariat, nu aveam nicio grijă, nu aveam nicio problemă, lucrurile materiale nu aveau nicio valoare, de cât aveam nevoie, de atât mă foloseam. Erau fonduri de unde aveam să primim, aveam lefuri și așa am mers lucrurile bine. Apoi înăuntrul meu simțeam un gol. Parcă este un gol și trebuie să-l completez. Mă gândeam când eram student că o să-l completez când voi primi diploma. Și nu s-a mai completat. M-am gândit când o să luam un post mai bun. Nu s-a completat. Și așa mereu golul acesta mă urmărea zi și noapte. Când vorbeam cu colegii mei, toți spuneau că au și ei câte un gol și un necas. Dar unii îl căutau să-l completeze. Unele cu distracție, alții cu fumatul, alții cu alcohol, alții cu sportul și îl împlea golul acesta, dar pe o clipă scurtă și iară de nou apărea. Iar pe parcursul anilor am înțeles că acesta gol se poate de lămplut cu Duhul Sfânt care niciodată nu se golește. Și aceasta este puterea pe care trebuie să o înțelegi a pocăinței. Dar mă gândeam, mă amageam pe mine. Omul repede se amagește pe el și apoi caută să-l amagească, să-l convingă și pe altul. Omul când te convinge să faci ca el, el e rătăcit. Atunci e cel mai mare bai. Omul când te convinge să faci ca Hristos, el începe să se sfințească. Eu mă convingeam pe mine că o să mă pocăiesc când o să mă la pensie. Dar ca om de știință, doctor în știință, grad militar ajuns până la general major aveam, mă gândeam la pensie, trebuia să mă las 65 de ani și am spus că atunci o să mă pocăiesc. Dar nu aveam siguranța că eu ajung vârsta de pensie, depășesc sau nu ajung. Și auzeam o voce, dar tu ești precis că vei trăi 65 de ani? Și când îmi spunea cineva de pocăință, îl sfătuiam și pe el.
Lasă-mă că la, când ești la pensie, pocăiești și tu. Domnul Iisus n-a venit să facă lucrările și este cu pensionarii numai, ci a venit să facă cu toată omenirea. Și El a spus că se va scoate cuvinte de laudă din gura pruncelor, nu numai din gura celor cu piele albă. Lucrurile aceste ne se păreau nouă când ar fi parcă reale. Dar de ce? Motivul era unul. Nu vroiam să pierd lucrurile lumii. Lucruri de lume, dacă vreți să fim sinceri față de noi, ele sunt frumoase. Ele au valoare, dar sunt frumoase și valoroase pe un timp scurt, pe câteva zile, și apoi s-au prăbușit și s-a terminat. Și atunci rămâne judecata. Te iei de pe lucrurile frumuseții veșnice sau de o durată scurtă. Aici este alegerea, pierderea sau câștigul. Deci Scriptura spune că și poporul de Ninivea nu cu deosebire dreapta de stânga. Nu să credeți dumneavoastră că erau atât de analfabeti. Generalii Ninivei, împăratul, nu știa că asta e mâna dreaptă și asta e stânga. Nu în sensul fizic. Ei totuna mergeau înainte cu idolatria. Dar când le-a spus că 40 de zile și nimicește, au deosebit dreapta și stânga. Deci Dumnezeu ne luminează atunci când tu vrei să fii luminat. Eu eram conștient că este o putere, este Dumnezeu care a creat totul. Știam că lucrurile acestea nu sunt adevărate ce spune ateismul sau ce spune darwinismul. Eram conștient, știam cărțile lui Darwin, care nu sunt publicate toate. Dânsul la urmă spune, trebuie să fii complet lipsit de înțelepciune, să crezi ce am scris eu, că nici eu nu cred ce am scris. Dar aceasta nu se dădea publicație, că atunci nu puteai să duci aceasta ca știință. Și el a spus, ce nenorocită este lumea, că îi crede că omul vine de la maimuță, dar mai departe nu îl interesează de unde vine maimuța. Aici se oprește, se pierde. Cine întreba de unde vine mai departe? Bine că știi de unde. Lucrurile acestea mă frământau mereu și vroiam, dar mi-era frică să pierd lumea și lucrurile lumii. Și așa lucrând trecând zile, am fost invitat la Moscova să merg de nou să fac facultatea de juridică, să devin șef de tribunal. Ne-a adunat din toată Uniunea Sovietică 25 de oameni, care deja aveam câte o facultate, eram doctor în știință. Și când am venit am spus că nu mai pot să învăț, că m-am plictisit de atâta școală. Și dar discuția a fost scurtă, a spus la aici, în office nu vorbește nimeni decât eu unul singur. Și când șeful de securitate a spus că vorbește el mai mult nimeni, va trebui să accept tot ce a fost. Și am devenit student la Moscova și ce ne citea lecții odată pe lună venea, era vicepreședintele Suslov după Brejnev, și dinsul venea cu o gardă puternică, era frică de viața lui, credea că viața lui depinde de gardă, era frică de cei ce l-au ales pe el, de oameni, de se separa de oameni care l-au votat. Asta era o frică mare și mă uitam la el și mă gândeam în gândul meu. De cine ți-ai frică? Doar noi când intrăm în clasă suntem controlați ca la avion și tu mai vii și ți-ai frică. Pe acoperiș stau câteva sute în armați și ți-ai mai frică, mai iei cu tine, nu într-o 200, pentru ce? Ce înseamnă să te temi de viața aceasta? Te ții de ea cu mâinile, așa cum ai ținea două bulguri de zăpadă și ați strâns puternic, le-ai deschis mâna, ți-a rămas numai un strop. Asta este viața ta. Și dacă aici nu o faci bine, ai rămas cu un strop și acela s-a evaporat. Și dinsul spunea că Dumnezeu nu există. Și trebuie să luptăm împotriva creștinilor. Și atunci, într-o zi, a primit o întrebare de la un student musulman. Dacă Dumnezeu nu există, la ce rost are să luptă împotriva creștinilor? Ei, dacă nu au un conducător și un stăpân, ei se vor risipi de la sine și se va pierde totul. Și dânsul a spus, nu, Dumnezeu există, dar noi i-am declarat război și dacă distrugem toți creștinii, nimeni nu va mai pomeni numele lui Dumnezeu, biruința de partea comuniștilor. Iată, aceasta era lozinca de distrugere a creștinismului. Și dacă aceasta face Moscova, fac toate țările din pactul de la Varșovia și aceasta va merge că lumea musulmană nu sunt probleme, cu Africa nu sunt probleme și așa mai departe. Și pentru aceasta dânsul a spus că e nevoie ca în fiecare țară pe globul pământesc să fie instaurat puterea unui partid comunist. Și au reușit să aibă în fiecare țară partid comunist și în Vatican au avut cel mai mic de 13 oameni. Deci au reușit primul pas să-l facă, dar al doilea să distrugă creștinismul n-a reușit. Din toate colțurile Uniunii Sovietice, care e o țară destul de mare, de la Japonia și până la Germania, veneau zilnic scrisori la centrul de la Moscova că numărul de creștini crește. Ei au fost îngroziți. Hotărârea să-i distrugi, din coace îi creșteau. Se botezau noaptea, faceau biserici în pământ,
Se rugau, trecea cu tancuri și amestecau cum a făcut Pilat cu galileenii. Pământul amestecat cu creștine și au rămas mormintele și azi în pădurile Sibirie. Dar numărul lor creștea. Cu puterea lui Dumnezeu nu poți să te luți. Vă aduceți aminte ce spunea Pilat lui Iisus Hristos? Adă niște marturi în favoarea ta că eu am putere să te scap și am putere să te dau la moarte. Ce i-a spus Domnul nostru? Tu nu ai putere, Pilate, dacă nu ți-ar fi dat de sus. Tot atât ai putere cât îți dă de sus. Dar tu jos n-ai nimic. Aici jos nu este putere, aici este dezordine. Și puterea ți-o dă numai cel de sus. Le îngădui pe toate. Și așa am terminat, învățând la Moscova, m-am împrietenit cu un student care tatăl lui era șeful de securitate a statului major. Dar noi nu prea vorbeam la început 2-3 ani, că fiecare eram pus să ne urmărim unul pe altul. Și vorbeam noi cum vorbeam, dar cu gândul făceam ce ne porunceau. Apoi mai treptat ne-a venit mintea la loc și ne-am gândit ce rost are să ne urmărim noi unul pe altul, că destul ne mai urmăresc ceilalți. Și atunci am început să mai ne împrietenim. Și am ajuns într-o bună zi, am avut ocazie, posibilitate să intru într-o bibliotecă secretă în sub pământ, care există și astăzi. Și m-a interesat foarte mult să vedem. De acum că era Dumnezeu, eu eram convins. Vroiam să știu, a fost Domnul Iisus Hristos sau nu. Că toți spuneau că asta e un evreu care a fost în viacul întâi, nu negau. A fost un evreu deștept, a făcut ce a făcut el și a murit și lui. Pe mine m-a interesat să-l văd. Dacă acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, noi nu avem nicio șansă să nu ne pocăim și scăparea noastră prin el și mai mult nu. Ajungând în această bibliotecă, m-am dus să văd, l-am întrebat ce există de în viacul întâi. Și dânsul mi-a spus, de în viacul întâi este foarte multă literatură și obiecte care n-ai văzut de când ești. Când a apăsat pe niște butoane, s-a desfăcut podeala, s-a ridicat în sus rafturi, s-a ridicat în sus mese. Acolo am văzut scaunul de domnia lui Pilat, a lui Irod. Acolo am văzut pe veredictul lui Hristos care l-a dat la moarte, semnat de mâna lui Pilat, scris cu mâna lui. Acolo am văzut masa unde a cinat Hristos ultima dată cu cenicii. Acolo erau scaunele, hainele, mântaua lui Pavel de la închisoare aduse. Acolo erau lucruri și lucruri despre care ai putea să vorbești o săptămână cât au fost acolo lucruri. De care îți stă mintea al nou, cum a putut mâinile oamenilor cu 2000 de ani în urmă să le prelucreze mai precis decât acum cu orice mașină sau computer. Greu ar fi să spunem că atunci au fost oameni analfabeți. Apoi am văzut acolo o mulțime de cărți nenumărate. Și atunci m-am dus la cărți să văd ce cărți sunt acolo. Cărțile erau toate făcute de piele, de culoare, acum este cafea cu mai mult lapte, deschise. Cărțile au diferite dimensiuni, cam a venit un metru pe 80 cm, mai mici, mai mari, încuiate de jur împrejur cu 3-3 la cărți, fiecare avea încuiate, scrise de culoare cu un fel de cerneală albă sau neagră, printre rânduri lăsat mult și tradus în limba slavonă. Limba slavonă este limba originală rusă, veche. Și am cerut cartea de alfabet să văd dacă a existat Hristos în istorie, în viacul întâi. Fiindcă din Biblie știam totul, că Biblia noi am învățat-o, o învățam. Dar am vrut să văd dacă istoria a fost această persoană sau nu, că indiferent ce a fost el, dar trebuie să fie și în istorie. Și la Iisus am găsit vreo 42 sau 3 de Iisus. Și am spus, e imposibil să-l găsesc pe cel real. Când m-am dus la alfabet în jos, la alfabetul slavon, la Hristos, numai unul singur. Și am cerut să-mi dea voie să citesc cartea despre Hristos. Carte care era scrisă în viacul întâi pe timpul Imperiului Augustin. Și atunci acesta șef, acest general, a spus, ce vrei să știi despre Hristos? N-ai destul cât ai citit în Biblie? Și am spus, de acolo scrii despre el? Și da. Și mi-am dat seama că el a citit și el cartea aceasta. Și am luat această carte și vă spun numai două momente, deci cartea era groasă, mare. E o noapte să vorbești despre ea. Două momente care sunt cele mai importante, mai ales pentru toți și mai ales pentru tine. În primul moment scrie așa, m-am uitat cine a scris cartea. Dacă a scris-o cineva din apostoli, nu mai citesc, eu știu tot ce a spus apostolul în Biblie. Că noi Biblia la facultate am învățat-o și am dat examen, trebuia să știm 200-300 de versete pe de rostul din Testamentul Nou și Vechi. Nu ca să credem, ci ca să putem vorbi cu creștinii. Și atunci m-am uitat la această carte, a scris-o Claudius. Am vrut să văd ce poziție a avut el în viacul întâi, de când a fost Hristos pe pământ. El a fost șef de cancelare în Imperiul Roman ca ministru treburilor externe care este astăzi. Și dânsul scrie, am plecat la Ierusalim, el punea pe judecători, pe guvernatori, pe șef de vamă și el îi retragea înapoi din funcțiile lor ca diplomați. Și el a plecat să reprezinte pe cineva acolo în funcție de guvernator, căci Pilat era la început și guvernator în Pont și judecător, apoi Pilat rămâne ca judecător suprem peste Pont și Galileea și mai trimite un alt guvernator.
Și s-a întâlnit, s-a auzit foarte mult de Iisus Hristos, s-a întâlnit cu El față în față. Și când s-a întâlnit, a spus, vreau să mă uit în fața ta, să-ți cunosc culoarea ochilor. Ce fel de om ești tu, că am auzit prea multe lucruri. Când s-a uitat în ochii lui Hristos, era ca două flacăre de foc. Și a spus, n-am văzut nicio culoare, ci a văzut două flacăre de foc care de uitare multe putea orbi. Și atunci l-am întrebat, de unde ești tu cu adevărat, ești din Nazaret? Și dânsul a spus, eu sunt venit din cer, de la tatăl meu. Și atunci l-a întrebat Claudius, dar cine este tatăl tău? Tatăl meu este Dumnezeu. Deci eu nu-l cunosc. Probabil că tu ești de pe o planetă în care cred grecii. Deci nu, toate planetele le-am creat eu cu tatăl meu. Și atunci i-a pus peste 100 de întrebări. I-a răspuns la toate întrebările cu răspuns perfect, încât Claudius, om de știință, om mare, a spus așa răspunsuri, eu n-am putut să aștept nici de la Cezar. Dar cu atât mai mult tu cunoști și gândul meu. Ce școală ai învățat pe pământ? Și Domnul Iisus i-a spus, eu n-am învățat nici o zi pe pământ. Dar de unde știi totul? Păi eu sunt începutul înțelepciune. Dar Claudiu spune, cum poți să fii tu începutul înțelepciune dacă tu ești mai tânăr decât Cezarul? Păi eu l-am creat și pe tine și pe Cezar. Și el a spus, eu așa ceva nu pot să înțeleg. Cel tânăr să-l creez pe cel bătrân. El vedea numai fizic. A rămas uimit de toate. Și în timpul acesta vine un evreu cu mâna dreaptă paralizată și îi spune lui Domnul Iisus, rabune, că așa îi spune în limba ebraică. Mâna mea dreaptă e paralizată de naștere. Am copii, soție. Nu pot să-i hrănesc. Aici Sinedru m-a declarat blestemat. Și eu trebuie să lucrez cu mâna stângă, dar numai acest nu mă vadă nimeni. Cu nu pot să mă întrețin familia. Și am venit mulți kilometri să te găsesc. Și fă că mâna dreaptă să-mi fie de folos ca stânga. Și l-a întrebat Mântuitorul, dar tu crezi că eu pot face așa ceva? Deci tu poți, fiindcă ești Fiul lui Dumnezeu. Și l-a spus la credința ta să-ți fie mâna dreaptă de folos ca și stânga. Parcă s-a auzit o întune de ploaie și mâna a funcționat. Claudiu spune, am rămas trepuz. Evreii l-au îmbulzit pe Hristos și au spus, tu n-ai avut voie să vii nici un blestemat. Și mai ales în ziua aceasta sărbătorii, avea o sărbătoare. Și atunci Claudiu n-a vrut să intre în discuție și în ceartă cu evreii, a plecat drept la pont și a spus lui Pilat, tu știi ce om este pe teritoriul acesta? Cu adevărat ochii mei l-au văzut. Face lucruri că nu le face nimeni. Știe ce gândești? Și știe ce vrei să faci în viitor. Și Pilat îi spune, știu că copilul meu s-a născut paralizat. Soția l-a dus cu căruciorul în sinagogă, s-a atins de el și a venit fără cărucior acasă. Vă dați seama ce tragedie mare. I-a vindecat copilul și el dă sancție să-l dea la moarte. Dar dacă ar fi numai atâta tragedia, tragedia este și mai mare. Mâinile acestea lui Hristos, care l-a făcut pe om, căci Dumnezeu a făcut totul prin Fiu și conduce totul prin Duhul Sfânt. Și când Tatăl i-a spus Fiului că a primit hotărâre să-l facem pe omul acesta și l-au modelat cu mâine și au făcut un om de lut ca un monument. Și Fiul a întrebat pe Tată, Tată, ce facem mai departe cu el? Și Tatăl a spus, am să-i dau viață, cum v-am dat la tot Universul. Și a suflat și a deschis ochii și apare Adam și a început să gândească, să vorbească, să plimbe în jurul lui Dumnezeu. Și n-a trecut multă vreme și omul acesta creat de mâna lui Hristos a pregătit cele mai grele cuie, cel mai mare ciocan și în mâinile care l-a făcut le-a pironit pe lemn. Iată care a fost răspuns omenire la creațiunea blândeței dragoste lui Dumnezeu. Tu ne-ai făcut cu mâinile tale, pe mâinile tale pironim. Tu mi-ai vindicat copilul, pe tine te dau la moarte. Câtă durere a fost, ce blamă, ce pe toate le-a răbdat. Câtă durere și blamă când a strigat poporul. Iisus la moarte, Baraba la libertate. Ce au făcut evreii? L-au declarat pe un ucigaș, Fiul lui Dumnezeu, iar pe Hristos, tălhar, l-au pus pe cruce. Câtă blamă a răbdat el când te gândești, stă în mintea loc. Când a venit Sinedru în fața lui și îl întreabă, cine ești tu? Tu ești din Nazaret, ce vrei să faci la noi? Noi suntem fiii lui Avram și nu vrem să avem nevoie de învățătura ta. Și el a spus, dacă aș fi voi fiii lui Avram, voi nu m-ați omorât pe mine. Ce au strigat Sinedru? Noi suntem cu adevărat fiii lui Avram și nu suntem născuți din curvie. Și-au ratat cu deitul la el, că tu n-ai tată, Iosif nu ți-ai tată, tu ești născut numai de Maria, cine știe cu cine? A răbdat și această blamă. Iată care este haina lui Hristos pe pământ. Asta este haina de ocară, haina de pironit. Îmbracă-o că în schimb se vei primi haina de slavă. Asta este Dumnezeul nostru prin care trebuie să trecem și trebuie să merităm drumul nostru trasat.
Și atunci mă gândeam, ce să fac eu? Și când am văzut aceste lucruri, s-a dus mai departe Claudiu și a spus lui Irod. Irod a spus, eu n-am nimic cu Hristos. Poporul vrea să-l judece la moarte, fiindcă el vrea să fie împăratul lor. Apoi s-a întâlnit cu fiul lui Zacheu, care era șef de frontieră la Samaria de Nord. Apoi s-a întors și a declarat totul la Cezar, ce s-a întâmplat. Cezar a spus, scrie o carte, scrie de amănuntul toate întrebările, răspunsul și pune pe masă, fie o taină. Căci omul acela ne-a adus numai tulburări în tot imperiul. Nu a durat multă vreme și Claudiu primește invitația să plece la Ierusalim să se întâlnească cu cel ce a vorbit, a fost răstignit, mort, a înviat și are ultima ședință cu ai săi. A declarat la Cezar, Cezarul i-a spus, ia o gardă de onoare și pleacă să scrie în deamănuntul tot ce se va petrece. Că la urechile mele a venit Ana și Caiafa și mi-a adus un testament pe masă unde ucenicii l-au furat și vreau să-l îmbrac într-o haină albă, să-l aducă să facă un teatru, să scoată bani de la evrei. Și dacă lucrurile sunt așa, toți care au făcut acesta să fie executați pe loc. Iar de altfel cercetează cu deamănuntul. Să-l vezi cine este. Este acel ce ai vorbit tu sau este altul? O poruncă asta a primit de la Cezar și a luat o grupă de ostași, se spune, nenumărați și a plecat la locul de întâlnire. Asta e al doilea moment din carte. Și a ajuns la locul de întâlnire și erau evrei nenumărați. Au venit, au așteptat, unii s-au descurajat, cum și noi de multe ori ne descurajăm când ne rugăm și nu ne răspunde pe loc. S-au descurajat, s-au dus și alții au rămas, s-au certat între ei, că evreii cam se ceartă, așa e natura evreilor. Și atunci unul a spus că eu l-am văzut mort, unul a spus că mortul nu mai învie și deodată o putere nevăzută a mânat poporul în părți și în mijloc a rămas o are goală, liberă și toți se uitau ce se va întâmpla, dar nimeni nu putea să mai vorbească. Puterea aceea i-a paralizat pe toți, numai se uitau cu ochii. Ierod a trimis și el o grupă de aproți care stăteau ca stânge de piatră cu sulița în mână, cu coiful pe cap. Așteptau să vie Hristos arestea să le ducă lui Ierod. Aceștia așteptau să-l iei să-l aducă la Cezar. Deodată nimeni n-a văzut în mijloc că apare Hristos, așa cum au spus ei în haine albe, dar nu mort, ce viu. Și a spus, pace v-am adus vouă la toți. Când a spus cuvântul pace, toți au început să capete de putere să poată vorbi. Dar n-avea nimeni drăzneală să se miște, numai se uitau, să vorbeau unul cu altul. Și strigau, cu adevărat, Hristos a înviat. Claudiu spune, am ieșit din toată mulțimea și m-am dus în fața lui și am vrut să mă conving. Acesta e Hristos care l-a răstignit sau e altul? Și am vrut să-i văd ochii lui. Și când m-am apropiat în fața lui, ochii cei doi erau ca și înainte, ca două flacări de foc. Și m-au paralizat și am început să pierd puterea și orientarea. Și el mi-a spus, Claudius, nu te teme, căci nu multă vreme în urmă am vorbit cu tine. Și am rămas străpuns când l-am văzut. Și când în mulțime a strigat, arată-ți palmele, s-a ridicat în sus și le-a întors. S-a văzut toate semnele cuilor. Și un vânt lin i-a suflat o haină lungă, albă. Și haina s-a desfăcut. S-a văzut în pus în coastă cum a fost și haina înapoi s-a pus la loc. Au rămas toți stânci de piatră, văzând minunile acestea care s-au petrecut. Învățând pe ucenici, ucenicii au început să plângă, să nu-i lese, să iei cu ei sus. El a spus, nu pot să eu să fac împărăția Tatălui numai din numărul acesta. Dar mă întorc și vă trimit pe Duhul Sfânt care va rămânea pe pământ până când se va împlini numărul pe care Tatăl l-a stabilit. Și odată o putere nevăzută a început să rădice încet în sus și l-a început să plângă. Și Claudiu scrie în carte, atât de milă mi-a fost. Omul acesta, venit din ceri, atât de mult a iubit lumea aceasta rea și pe mine m-a iubit. Și a dat viață, a murit, a înviat și că plânge după ei. Și un nou mic a venit din ziua mare, sănină și l-a acoperit și a plecat în sus. Claudiu ce scrie în carte la sfârșit? Eu n-am putut să mă închin lui Hristos, că am fost în slujba Cezarului. Cezarul era declarat zeu în tot imperiul în veacul întâi. Dar am scris ce am văzut cu ochii și am auzit cu urechile. Căci Hristos nu e aparține pământul, ci e din cer și a plecat în cer acasă. Și le-a spus la cei ce au răbdat că le-a pregătit un loc împreună cu ei. O, cine mi-a pregătit mie loc? Cu asta se încheie cartea. Dovada vie căci Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și le-a spus la ucenici, în plecarea mea fac un legământ cu voi veșnic. Eu vă promit în fața cerului că nu voi agonisi pentru mine nimic acolo, ci vă voi pregăti un loc sfânt pentru toți. Iar voi să faceți lucrarea mea fără să strângeți pentru voi.
Când ne vom întâlni, fiecare va da lucrarea pe față. Și unii au spus, Doamne, dar ce vom face? Ce vom mânca? Cu cine vom îmbrăca? Dacă nu vom face nimic. Și el a spus, lăsați pe seama mea și a Tatălui din cer. Și veți vedea toate lucrurile. Și într-adevăr, Domnul Iisus nu-și face casă lui. Nu-și face nimic ce ne face pentru noi, ne pregătește să vină în curând să ne iei la el. De ce? Noi trebuie comorile să le transformăm în ceri, să le strângem pentru el. Și așa am văzut aceste toate lucruri, trebuia deja să mă pocăiesc, dar mi-era frică, știam ce înseamnă sistemul comunist. Nu mi-era frică mă judecă, dar știam că vor suferi toate rudele până la șaptele neam, că așa era sistemul acela greu. Dar tot spuneam că mai târziu, devenind și lucrând în sistemul de justiție, judecător și la tribunal, am lucrat și în judecătorie militară și civilă, într-o zi în ofisul meu, sau ofis se spune, da? Birou. Am auzit vocea care mi-a spus clar cum auziți dumneavoastră pe mine. Astăzi tu trebuie să te pocăiești pentru viața veșnică. Mie mi s-a părut o tulburare, s-a petrecut în mintea mea, m-a cuprins o groază și o frică și am crezut că ceva se tulbură înțelepciunea și pot să-mi pierd mințele și o să rămân să mă duc pe alții de mână pe stradă. M-am uitat în oglindă, am văzut parcă nu am nicio schimbare, m-am pipăit mâinile, am început să văd dacă pot lucra, pot citi, pot totul. Am văzut parcă nu s-a schimbat fizic nimic, dar înăuntru simțeam o tulburare. Și am sunat la niște prieteni de-ai mei și am întrebat cum vorbesc la telefon, bine? Zice, da, vorbești bine, dar ce? Sunt parcă bolnav. Zice, nu se simte pe vorbă că ai fi bolnav. Și atunci am pus receptorul, mă pregăteam să mă cobor jos la etajul întâi, în sala de proces. Și înainte de a mă coborâ, aud de nou aceea voce. Și îmi spune, astăzi pentru tine este ultima zi. Pe mine parcă a trecut un curent electric și aici unde aveam un gol care îl simțeam totdeauna, parcă cineva mi-a aruncat o piatră. Piatra aceea mi-a pasat inima, așteptam de în clipă în clipă să oprească inima. Și am spus la secretară că procesul se amână după masă și am plecat la medic să văd ce iese cu inima. Mi-a făcut cardiograma se spune, da? Și a spus că inima e normală ca și la un cosmonaut, 120/80, nu are nicio fel de boală sau durere. Când l-am întrebat ce mă apasă, a spus, nu știu ce ți se pare. Și atunci m-am gândit, ce să fac, de unde e vocea aceasta, e de la Dumnezeu sau de la cel rău? Parcă nu mă vedeam că eram rău, nu vedeam că aș fi făcut eu crime sau altceva. Nu luam bani de la cei ca să nu-i duc la închisoare, să iert, să iau mite, cum se spune, că aveam bani mai mult decât îmi trebuia, nu aveam nevoie, aveam fondurile noastre, era sistemul pus așa cum îl știți dumneavoastră. Dar nu e acesta păcatul. Păcatul cel mai mare de neiertat este aceea că nu-L accepți pe Hristos ca Mântuitorul tău. Aici, dacă nu-L accepți, nu ai iertare. Asta e cel mai mare păcat. Dar eu nu-L vedeam pe ăsta, vedeam celelalte. Și spuneam că nu le am și parcă e bine. De multe ori nu vedeam de ce să mă pocăiesc. Dimineața mă la lucru, vin, ce-ar fi motivul? Și atunci am hotărât să sun la, nu știu cum se spune în limba română, care el e pe preoțimea ortodoxă mai mare, pe câteva sute de biserici, subpatriarh sau mitropolit. Am sunat lui, că-l cunoșteam și dânsul îmi spune, asta e de la diavolul. Păi, tu n-ai făcut crime, Dumnezeu te iubește, te-a ridicat atât de mult în sus, ce vrei să ai și n-ai? Nu vreau nimic, am de toate. Păi nu vezi că diavolul îți bate joc? Păi, i-am mulțumit și am pus telefonul. Și atunci am sunat la patriarh după el, că patriarhul meu e mare, poate știi mai mult. Și exact îmi dă acest răspuns. Dar îmi spune patriarhul, eu te-o mai da și un sfat, cum să scăp de vocea lui Satana să nu mai auzi mai mult. Faci tot posibil să vii la mine într-o vinere când se face liturghia de seară. La liturghia de seară eu dau veșmintele mele sfinte jos, te îmbrac pe tine deasupra. Și mai mult tu nu mai auzi nimica. Și pe mine m-a prins parcă o frică că o să rămân sus, nu o să aud nici copii, că nu o să mă strige. Și am zis, dar nu mai este altă soluție decât această liturghie. Zice, da, mai este o soluție. Du-te de urgență, dimineața până la răsărit de soare, găsește nouă catedrale și pune câte nouă lumânări în fiecare. Dar la mine totul trebuie să vii. Și am zis, fac întâi primul pas, poate scap cu asta să nu mai ajung la el. Am găsit catedrale și ele toate am pus, am spus, ce să pune nouă lumânări? Lumea săracă ia câte 10, 15, pune acolo, pune dincoace aici, toate locuri, știți doar cum se fac lucrurile acestea, dar eu să mă duc cu atâta leafă, bani, să eu ar fi o rușine. Și m-am dus, le-am cumpărat pe toate cât erau în vânzare. Când am ajuns la noua catedrală, erau cele mai multe, o întreb pe femeie cât e dimineața, când vineam până la răsărit de soare, cum mi-a spus el, câte lumânări are de vândut. Dânsa a spus, dar ce, sunteți inspector financiar să-mi faceți verificarea? Am spus, nu vreau să le cumpăr.
Beata s-a spărit când a auzit că le cumpăr pe toate, a stat, a numărat o oră întreagă până a calculat cât costă fiecare, am plătit vreo 2000 de ruble, așa era vreo 4000 de dolari. Le-am luat pe toate, dânsa spune ce să fac cu ele. Am spus, pune-le să ardă toate acestea ca eu să fiu binecuvântat. Dânsa a spus, dar unde să le pun? Zic, unde e cel mai sfânt loc aici? Și apoi era monumentul Sfintei Marie. Și el așa acolo era în jur pus așa o are, așa un loc rotund, ceva galben pe mare și nisip și acolo le punea. Și am zis să le pun acolo pe toate. Dânsa a spus, nu pot, dacă le pun ia foc catedrala, într-o săptămână dacă o să le pot. Că așa ceva n-a fost de când lucrez aici, atâția ani de zile. Și am spus, bine, puneți-le într-o săptămână, numai nu rămâne niciuna nearsă, fiindcă să primesc toate binecuvântările pentru ele. După ce am făcut lucrul acesta, dânsa mă întreabă, eu văd că ai ceva probleme, că nu s-a întâmplat în anii mie aici așa ceva o cumpărare și vânzare mare. Și am spus, nu am probleme financiare, nu am cu sănătatea nimica, vreau să ajung la Dumnezeu, când îmi sfârșesc viața pe pământ. Dânsa a spus, ai venit aici, exact unde este locul, de aici noi trimitem în cer. Și eu m-am bucurat că am găsit loc, am spus, acum rezolv problemele. Și ce trebuie să fac? Dânsa spune, ai făcut mult și bine, acum ar trebui să-ți iei încă icoana lui Sfântul Nicolae. E o icoană mare, întâi începe, mi-a spus că îi ajută și sănătatea vindică și bolile și dă înțelepciune și răspund la întrebări. Și toate l-a vindicat pe soțul meu, pe dânsa, o tine ține în viață și așa mai departe. M-am gândit că a costat vreun milion, văzând de cât de multe lucruri face icoana aceasta. Dar am spus, chiar dacă costă un milion, tot una o cumpăr. Și am spus, o eu aduceți-mi un coace. Când mi-a spus costă 25 de rubli, am zis, e nimic mare. S-a dus în pivniță, mi-a adus-o, vine de acolo, se întoarce înapoi și spune, îmi cer iertare că nu-i. Asta e o icoană atât de scumpă, că a dispărut chiar în 2-3 zile, când le-am vândut pe toate. Ele vineau de la Moscova, le-a dus de undeva. Dar de ce este Sfântul Dumitru? El costă numai 5 rubli. Dar de ce îi mai ierte? Dar tot e sfânt. Păi el ajută mai puțin, dar ia mai mult, adică tot în suma de 25 de rubli și tot ai aceeași binecuvântare. Eu m-am gândit în mintea mea, probabil că de Sfântul Dumitru nu-i. Dacă ei ajută, cine nu-i vrea să aibă acasă un ajutor? Și am spus, aduceți pe toți cât sunt acolo. Că eram precis că nu-i niciunul. Când s-a părut în pivniță, nici cu 30 în brață. Na, cât să plătesc, vreo 100 și ceva am plătit-o pe ei, că i-a calculat repede toți. Și îmi spune acum, ți și luați și duceți-i acasă. Am spus, nu pot să-i duc acasă. Soția mea e evreică și nu mă primește icoane. Evreii n-au icoane. Deci să spun, dar eu ce să fac? Eu am încasat banii și de acum asta e marfa dumitale. Lasă aici la ușă, cine vine, dai câte o icoană, dar spui că eu am plătit ca binecuvântările să vină în adresa mea. Și Dumnezeu spune, iată că asta e lucrare bună. Și m-am bucurat că l-am găsit pe Dumnezeu și am rezolvat toate problemele. De ce vă spun momentul acesta că multă lume îl cată pe Dumnezeu pe cale rătăcite? Ce nu-l găsește? Apoi Dumnezeu vine cu o bucățică mică de hârtie și îmi spune, știți ce scrieți numele dumneavoastră și scrieți ce probleme aveți. Și noi avem aici o cutie, punem acolo și când se face slujba de seară sau de dimineață, va fi rugăciune și tot se rezolvă. Eu stau să mă gândesc, ce să scriu? Nu știu. Și o întreb pe ea, dar ce scriu oamenii care vin aici în catedrală? Trebuie să scoate o cheiță mică, deschide ca tot cutiile și care le au de lemn, cu o tăietură sus, deschide, scoate hârtiile îndoite, citește una, două, trei, patru, deci scriu sănătate, bani, fericire. Eu mă gândesc în gândul meu, bani mie nu-mi trebuie, eu n-am ce face cu leafa mea. Sănătate mi-a spus că am cât la un cosmonaut. Fericire de amul m-am lămurit când cer, eu ajung, că am făcut tot ce mi s-a cerut. Stau cu hârtia în mână și mă uit la ea și hârtia la mine și nu scriu nimic. Femeia n-a mai avut răbdare, mi-a luat hârtia de mână și mă întreabă ce lucrezi. Am zis șofer. Deci văd că la școală n-ai îmblat, dar știi cum te cheamă? Știu, zic Ivan. Păi lasă scrie eu, scrie Ivan, sănătate, bani, fericire, deci dacă vrei pune 3 ruble. Eu am băgat mâna în buzunar, am scos una de 25, așa s-a nimerit. Și am spus, am 25, deci 6 luni n-ai nicio problemă. Am zis, bine, dar după 6 luni ce fac? Păi vii înapoi și faci ce ai făcut la început. I-am mulțumit și am plecat cu mașina și am văzut că asta este neadevărat. Pietroiul ăla mă apasă mai departe. Și am zis, Doamne, eu pot să vin nu în 6 luni, în fiecare 6 zile. Ce fac cei săraci? Ce fac bolnavii? Cum se găsească în 6 catedrale până la răsărit de soare? Cum și să îmbli el la 100 de kilometri de altă legăței? Asta nu este calea. Asta este o rătăcire. Nu te duci tu la Dumnezeu nici cu un milion de icoane și lumânări. Niciodată. Și atunci am venit apoi în birou și am stat pe gânduri. Ce fac eu? E ultima zi. Eu trebuie să rezolv. Unde mă duc? Ce fac? Și spun la secretară, adă-mi dosare creștinilor. Erau multe dosare. Și am luat un dosar a unui creștin care nu l-am judecat deloc. Pe unii trebuia să-i pedepsești, că era legea. Și eu le dădeam pedeapsă mai mică, dar îi dădeam pe mâna altuia, dar mai mare. Și era sistemul. Și am luat dosarul unui om bătrân.
Deja el era de acum ai frate, nu-i mai zic om. Dar atunci era om pentru mine. Pe dânsul i-a făcut un dosar că au pus un casetofon când se ruga la rugăciune și la acesta casetofon a registrat vorbind în limbi. Și l-au chemat și l-au interogat. Vorbește în limbi? L-a spus da. Pentru cine? Deci dau, spun taine. Deci le dai peste graniță? Deci da. S-a întrebat, dar unde? Deci sus. O, tu ne minți? Și au făcut așa un dosar de mare. Că e un om care distruge Uniunea Sovietică, dă toate secretele, le află, le strânge, dă peste țară și ne poate într-o bună zi, ne putem găsi toți prizonieri sub conducerea altei țări. Și trebuie să-i dai de la 5 la 8 ani de închisoare, sau de la 5 la 12, nu-mi amintesc exact cât era. Când a venit bătrânul cel la interogare, un om de sub 80 de ani, sau 80 avea, l-am întrebat, dumneata, e adevărat cum scrie în dosar, că la pagina 7 era pusă o cruciță. Și noi știam că e creștin sau nu. Dacă era crucița roșie, era penticostal. Dacă era albastră, era baptist. Dacă era neagră, era ortodox. Azi erau semne care le știam noi la tribunal. Am văzut că crucița e roșie, ăsta e penticostal. Știam de toată doctrina penticostală și tot ce este. Și am zis, dumneata, prima întrebare, vorbește în limbi? Zici, da. Spui secrete? Zici, da. Unde le spui? Zici, sus. Dar cui le dai sus? Păi așa și mi le dă, le dau înapoi lui, zice. Că avem o țară acolo și acolo sunt cetățean. Ai pașaport de sus? Zici, da. Dar unde? Zici, aici. Atunci am văzut că aici lucru, mi-am dat seama, cunoscând că este aceasta lucru, și am spus, acum eu știu toate lucrurile, mai mult nu-mi trebuie nici martori, nici nimic, au văzut acolo, au adus vreo 50 de martori. Pentru ce trebuie martori? Omul a spus că vorbește în limbi? Dacă ar fi spus că nu, trebuie martori, spui că da, să-l convine. Că a spus că da, martori, am trebuit toți acasă. Și am spus, uite ce, eu îmi pare rău să te pedepsesc, dar legea trebuie să-ți dau o pedeapsă, cât de mică. Te duci în comună, un an de zile nu ieși din teritoriul comunei. În fiecare luni dimineață, la ora 8, te duci la primărie, 10 minute e timpul dumitale și îi spui primarul bună dimineața și îi spui că ești viu, sănătos și 10 minute el n-are voie nimic, dumneata îi spui ce vrei. Deci poți să-i spui de Dumnezeu, spune despre cine vrei. Asta e vremea dumitale. Apoi vom vedea. El s-a dus după 6 luni de zile, dar mai devreme de 6 luni, primarul îmi sună, spune el de pocăietul, iată că în fiecare luni îmi faci evanghelizare. Și eu după veredictul dumneavoastră nu pot să-i spun nimic, trebuie să-l ascult la gura cascată și vorbește el. Și mai sunt oameni aici, mi-e rușine de ce. Dar eu m-am zis, slavă Domnului că mai sunt, nu ești singură. Și l-am chemat la tribunal și am spus, uite, vă ridicăm pedeapsa aceasta după 6 luni. Deci mai lăsați-o cu 6 luni, că lucrarea merge bine. Am lăsat-o tot anul. Și apoi când eu am văzut dosarul acesta, am spus, mă duc la omul ăsta. Să văd ce mă sfătuiește el. Am ajuns la el, dar eram îmbrăcat civil, el nu m-a cunoscut, am intrat cu mașina la poartă, el era în curte, deschis poarta, deci intrat înăuntru, am dat mașina în curte, deci intrăm în casă, frate. Eu m-am bucurat că nu m-a cunoaște, îmi zice, frate, zic, înseamnă că e bine, că n-am vrut să mă știi, că mai bine că nu te știi ce ai fost. Și mă duc la el în casă, zice, frate, dar în casă mă gândesc eu în gândul meu că o să-i spun că nu-s frate, că să-ți dai seama că nu. I-am spus în casă, când intrăm, zice, frate, hai să ne rugăm. Am spus, îmi cer iertare, eu nu-s frate, eu sunt șef de tribunal. Frate, nu vorbi lucruri slabe. Domnul nu iubește asta. Domnul iubește rugăciune pe genunchi. Acum ne rugăm să-i mulțumim. Suntem în viață, ne-am întâlnit dimineața la așa o oră. Mă uit la el, mă uit în jos, în sus. Ce să-i spun? Frate, Domnul pe genunchi ne așteaptă. Nu m-am așteptat pe genunchi. Ce să te rogi dacă nu te-ai rugat niciodată? Am spus câteva cuvinte. El a văzut că rugăciunea nu merge, un om deștept al lui Dumnezeu. S-a ridicat în picioare, a pus mâinile pe capul meu și aia, așa cum ați în minte. Și a început să roage cu putere. Eu am zâmțit pe mine că trece curentul cel electric care l-am avut în biroul meu. O putere mă ridică în sus. Am început să caut sub genunchi. E adevărat sau e o viseț sau e galiționație? Și el în timpul rugăciunii zice, crede și nu cerceta. Eu am zis, uite cum el mă pândește ce fac. Așa am crezut în mintea mea. Nu știam ce-i cu mine. Dacă se termină rugăciunea asta, plec și bun plecat, că eu nu mai scot la capăt. După ce a terminat rugăciunea, el îmi zice, frate, ce-ai simțit în timpul rugăciunii? Eu n-am vrut să mă dau deodată pe față, zic nimic. Frate, nu se poate. O putere a trecut prin mine, pe dumneata, ca un curent electric m-a zguduit. S-a ridicat în sus, că mâinile mele stăteau așa, deodată m-am trezit așa. Și nu era un aer, ci era capul dumneata sub mână. Însă am te ridicat în sus cineva. Zic, e adevărat. Atunci am recunoscut, mă, că știi toate detaliile. Deci asta este puterea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt. Acum, deși, frate, spune-mi ce te grabeai la început să-mi spui că ești. De acum mie mi-era rușine să-i spun cine sunt. De ce? Când vine cineva în casa dumitale, pune-l întâi să se roage pe genunchi și apoi discute. Și discuția are un caracter blând și bun. Dar dacă merge în discuție, rugăciunea nu are valoare formale. Și am spus, frate, acum nu mai are rost să spun cine sunt. Slavit să fie Domnul că te recunoști că ești nimic. Îmi zice el mie. Care-i problema? I-am povestit totul.
Deci, frate, asta e de la Domnul. Satan îi cheamă la pocăință? Satan te amenință cu ultima zi? Cum te-au înșalat șarlatanice? Ce să fac eu, frate? Mă spun și eu lui frate de respect. Deci trebuie să te pocăiești. Eu am ridicat mâinile în sus fără să vreau. Niciodată n-am ridicat. Și am spus, sunt de acord. Parcă s-a desfăcut pieptul și a ieșit pietroi și ăla. Am suflat ușor. Deci, frate, ce s-a întâmplat că ai avut așa greutate? Și am spus, uite, pietroi și ăla au dispărut. Asta Dumnezeu ți-a dovedit că e calea adevărată care îl cască Dumnezeu. Asta e drumul. Satana nu m-a lăsat. M-a atacat de nou în prezența lui și spune, bine, tu te pocăiești. Dar dacă familia nu e de acord, ce faci? Eu deja cu o voce domolă îi spun, frate, dar eu am spus că ne pocăim cu toată familia, dar nu știu ce spune soția și copiii. Frate, eu mă așteptat să-mi spui cuvintele astea, că Dumnezeu iubește să vorbești cu familia, că la Dumnezeu familia asta e unitate, unul. Și eu mă gândeam, cum de tu nu spui nimic de familie? Și am intrat acasă și am spus soției toate aceste lucruri. Soția când a auzit a spus, nici pe nimic al nume. Dar noi ne-am nebunit. Pe tine afară de lucru, pe mine afară de lucru, lucra directorul adjunct la liceu, copiii scoși din școală, nici într-un caz nu este. Du-te, tu ne vrei, dar lasă pe noi să trăim. Mă duc la el și îi spun, frate, ce să fac? Uite situația care. Deci, frate, eu nu am niciun răspuns. Am rămas distrus în clipa aceea când am răspuns că nu are niciun răspuns. Dar dăm voie să vorbesc cu Dumnezeu, să văd ce spune Dumnezeu despre cazul ăsta. Și am spus, frate, dar dumneata poți să vorbești cu Dumnezeu, om de 80 de ani fără școală? Frate, dar dumneata vorbești cu șeful? Zic, da. Păi așa vorbesc eu cu Dumnezeu. Dar îmi trebuie o săptămână să mă pregătesc, să vorbesc, că nu pot să mă duc în audiență la Dumnezeu să deschid ușa cu piciorul. Am și eu nevoie de pregătire, zice. Bine. Am pe o săptămână la el și spune, uite ce mi-a spus Domnul. Împarte Biblia dumitale, deci eu nu știu carte, dar spun ce mi-a spus Domnul. În 365 de părți egale, număr cât ai acolo, și în fiecare seară se citește o parte cu familia. Dar în ziua când ai întrerup, a doua zi o să începe iar la început. Dacă vei întrerupe. Să nu întrerupe. Eu mi-am dat seama că aceasta 365 de zile un an. Și m-am uitat la el și am spus, dar dacă eu mor, eu n-aveam grijă de mine, de nu să aveam grijă că era mai bătrân. Mă gândeam totdeauna că bătrânii mor întâi, pentru că nu-i totdeauna așa. Dar dacă eu mor până atunci, sau poate dumneata se întâmplă că pleci acasă la Domnul, și Domnul mi-a spus că nici eu nu mor, nici tu. Amândoi rămânem în viață. Și am venit acasă și am spus, soției, citim Biblia în fiecare seară. Deci am citit multe cărți, citim și cartea asta. Când am citit Testamentul Vechi, e greu să te pocăiești la Testamentul Vechi. Că sunt lucruri multe care le știți dumneavoastră singur. Când vii la Testamentul Nou, aici e problema cea mai mare. Auzeam eu, soția și copii o voce. Știți care voce? Eu sunt pe cruce. Unde ești tu? În restaurant? În lume? La discotecă? La cinema? Pe stadion? La meci? Unde ești tu? M-a străpuns. Testamentul Nou te zdrobește. 2000 de ani să te aștept la cruce. Unde ești? Ce să-i spui? N-ai timp? Unde te duci? Că eu sunt pe cruce. Ce plăcere am eu pe cruce? Dar pentru tine stau. Și aceasta te zdrobește. Îți zdrobește inima. Cine n-ai fi tu? Când auzi o voce, să fii tu dușmanul lui. Când el strigă, că eu pentru tine, tu dușmanul meu, eu stau pe cruce pentru tine. Ce ai spus tu lui? Și atunci și eu și soția și copiii am spus, ne pocăim astăzi. Când ne-am spus, ne-am bucurat, ne-am rugat, bucuria a fost scurtă, de câteva minute. Satana vine și spune, lasă-i pe dânși, tu mai stai vreo 2-3 ani până mai agonesești ceva bani, să-ți faci undeva o casă, stăm în casă de stat, noi nu aveam voie să avem case particulare, ca să nu te scoată afară. Și Satana vine cu niște sfaturi, așa că parcă ți-ar părea la început acceptabile. Și m-am dus a doua zi la frate, după toată aceasta, la o casă, să-i spun bucuria, nu m-am ajuns la dâns, el îmi spune să nu vorbești nimic, îmi pune mâna la gură și mi-arată. Am crezut că cineva de la securitate îi face verificare în casă, poate au găsit Biblie sau eu știu ce, eu mai pus casetofoane. Dânsul spune, uite ce, eu nu știu carte, nu știu când ai terminat tu Biblia și ce ai făcut. Dar Domnul la sală în rugăciune mi-a spus că ai terminat de citit totul și soția și copiii au strigat că vreau pocăit și v-ați bucurat și ați plâns. Iar peste câteva minute, tu ai hotărât să te pocăiești mai târziu să mai strângi ceva pentru ei. De ce? Când am văzut că el știe totul. Și am spus, frate, nu stau o clipă, chiar dacă mă tai în bucăți. Dacă Dumnezeu știe gândul meu și l-a spus dumneatale, eu un Dumnezeu prea știutor în toate. Nu mai are rost, frate, soră, să ascunzi ceva. Și am spus, chiar acum. Dânsul zice, dar cum că acum Iana, ce botez Iana? Nu contează, Iana.
Păi zice, și el pe cruce n-a primit botez. Pe cruce n-a primit, eu nu sunt pe cruce, trebuie să o primesc. Și am primit în februarie botezul, eu, soția și copilul cel mare, celălalt al doilea, primit în America, vreo 2 ani în urmă, când avea vârsta. Când am ieșit, hainele au înghețat, dar înăuntru era o căldură ca vara. Toți au spus că o să murim, că o să avem tuberculoză, nu știu ce. Nu ai nimica că este Dumnezeu. Du-te în brațul lui și nu este nimica. Te temi în brațul medicului? Și toate au fost bune. A venit Satana cu o rușine și a spus, tu să nu spui că ești pocăit, să mai taci. Suna zi și noapte telefoanele acasă și la lucru. E adevărat că te-ai pocăit? Te-l punea în receptor. Până când după 2 săptămâni vine un înger al Dumnezeu noaptea în somn și îmi spune, bărbatul, dacă de mâine nu vei vorbi adevărul, că te-ai pocăit și ai făcut legământ cu mine, eu te voi părăsi. Și de frica ce e, de atunci până astăzi, duc vestea bună a lui Dumnezeu. Au încercat să mă dea afară, eu am vrut să las lucrul, să plec. Am spus, eu nu pot să fiu și judecător și creștin. Număr două profesie. Că judecător trebuie să minți. Așa e pe mașina aceasta, judecătorie. Fie în România, fie în Rusia, fie în America. Nu contează, așa e făcut ea, pe pământ. Unul a omorât pe celălalt, cel mort în cimitir și nu poți vorbi cu el. Vorbești numai cu el care a rămas în viață. Ăsta ce vrea ce spune, vrei crede, vrei nu. Dar adevăr, tu nu ai. Și pe baza multor minciuni faci un proces. Dar procesul e îmbrăcat cu minciuni, cu roade uscate, că adevărul nu-l poți scoate. Soțul spune că soția nu face mâncare, soția spune că soțul mă bate. Crede pe amândoi, sau nu crede nici unul. Dar Dumnezeu spune, frate Vicovan, nu poți să lași lucrul, vedem ce spune Domnul. Dar cum, Domnul? Întreabă, zic, frate, dumneata văd că vorbești. Nu, de data asta vorbim amândoi. Zic, frate, dar eu pot să vorbesc cu Dumnezeu, om care numai așa am făcut legământ? Și da. Dar sunt câteva condiții. Și vreau să vă le spun, să le știți și dumneavoastră, cât de ușor vorbești cu Dumnezeu. Frate, ce trebuie să fac? Deci e sănătos, da. 3 zile nu mănânci, nu bei. Nu-i problemă. Dar să nu faci post cum fac oamenii în lume. Dimineața până în seară, când Sibirea soarele lăsare la 11 și apune la ora 3. 4 ore ușor să nu mănânci. La Polul Nord, 6 luni e ziua, 6 luni e noaptea. La Norilsk. Și deci cum ai să stai tu 6 luni până apune soarele? Te topești. Dar Dumnezeu a stabilit o seară, o dimineață și a fost ziua 2. O seară, o dimineață, ziua 3. Încep de astăzi seara de la ora 6 până a 3-a zi la 6 ai 3 zile, 3 nopți. În aceste 3 zile, 3 nopți să nu te pună firea să te superi pe ceva sau să te deranjezi cu ceva, să stai bucuros. Dacă stai o mână, să strigi slăvit să fie Domnul când nu mi-a tăiat capul. Că trebuie să fie jertă fără cusur. Că postul e cea mai mare jertă ce o avem noi. Trebuie să citești Biblia numai pe genunchi. Asta este jertfa. El pe cruce, tu pe genunchi. Asta cere Domnul, zice. Să-i cânți, dar eu, frate, eu nu știu a cânta. Păi văd că vorbești, așa să-i cânți. Când Biblia nu scrie să cânți pe note. Cântați cântări de laudă. Care cântați de cânt? Nu am carte de cântări. Începi la psalmul 1 până la sfârșit. Și apoi e la început. Mai departe, ține minte, tot ce ai economisit de la mâncare în aceste 3 zile, ce nu-s banii tăi. Dacă jertfa nu te costă nimic, în zadar ai postit. Să-i duci să-i dai la săraci la care nu-i cunoști. Ca nu cumva să-ți mulțumească ei ție, ci să-i mulțumească lui Dumnezeu că am primit pâine de mâna ta. Iar dacă trebuie să mergi la lucru în acele 3 zile, du-te să nu te oprești, că Domnul nu se supără. Dar tot ce câștigi în ziua aceea nu e al tău. Zilele cele sunt Domnului. Dacă vei respecta asta, să vii la mine. Am venit, am luat așa cum mi-a spus. A 3-a zi am luat bani cât o zi am lucrat, 2 nu, am strâns, am calculat tot cât am economisit, am pus în plus, m-am dus pe la piață, am văzut sărași care stăteau, le-am dat și am spus, în numele lui Hristos, du-și să-ți cumpără pâine, du-și să-ți cumpără îmbrăcat, că îl vedeam în ce stare. Și ei strigau, mărire Domnului! Și m-am dus la el acasă pe la ora 10-11 noaptea, 3-a zi, când am întrebat dânsul, uite ce mi-a spus Domnul, deși fără să-mi spui nimic, mi-a spus că ai respectat această cerință. Acum mai este o cerință. Am să o pot și pe asta, da. Domnul iubește rugăciuni pe genunchi. Dacă ești bolnav, roagă-te cum vrei. Domnul nu are pretenții, dar sănătos vrea pe genunchi. 2. Rugăciunea trebuie să o faci cu ochii închiși. Dacă în timpul rugăciunii deschizi ochii, atunci e o de la început. Și am zis, dar de ce, frate? Domnul vrea să-ți dea poate o videnie, o științare și îngerul a venit să vadă cum te rogi, ce faci, când îngerul stă acolo, zice. Culege rugăciunea. Vede că ai deschis ochii, te uiți la lucrurile lume, tu lasă, uite mai departe, el e ocupat cu lumea. Ai închis ochii, ai blocat. Mai departe, cât timp tu mă auzi pe mine rugând, Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea. Că tu nu ai voie să mă auzi pe mine. Unește-ți mintea cu altarul Dumnezeu de binecuvântare. Și atunci tu vei primi răspuns la Dumnezeu. Și am zis, asta e posibil? Zic, și da. Ne așezăm pe genunchi, închidem ochii, ne rugăm. Eu l-aud pe el cum se roagă, cum mă auziți dumneavoastră pe mine acum.
Și am zis, Doamne, doar dacă taci el din gură sau dacă mă faci mine surd, nu aud. Dar altfel asta nu va fi niciodată. Peste o jumătate de oră eu nu-l mai aud. În mintea mea vine ideea, poate nu se roagă, obosit că e bătrân. Dar eu ochii nu deschid și mă rog. Și mă rog, și mă rog, cât nu știu, dacă ochii închiși vreme, n-ai măsoară cu mintea vreme, nu mai măsoare. Deodată am început să simt că eu sunt într-o scăldătoare, curge apă și plâng. Și vorbesc și aud cu ureche, nu înțeleg ce vorbesc. Și am început să cânt și nu știu ce. Și gata, m-am pierdut orientarea. Vorbesc, simt că gura îmblă, dar ce nu știu. Nici un cuvânt nu știu. Deodată urechile mele aud un vânt puternic, o vâjâire de vânt. Și deodată parcă în mintea a trecut ideea că el n-a fi închis geamul și afară plouă și a venit un curent. După vâjâitul cel s-a făcut o liniște, așa cum se spunea în Rusia, deci ca în mormânt. Și aud o voce. Ascultă, bărbatule, ce vorbește cel ce a făcut cerul și pământul. Eu te-am ridicat mâna mea și mâna mea te coboară. Mai mult nimic. Am deschis ochii, n-am putut să mă rog după aceste cuvinte să spun nimic decât amin. Fratele îmi spune, frate Vigovan, ce ai auzit? Uite, frate, uite, asta-i voce, așa vorbește Dumnezeu. De atunci am încercat de zeci de ori Dumnezeu mi-a vorbit cu da și amin. Dar respect o parte a mea ce depinde de mine. Intră în pot, cel mai mult mi-a ajutat Dumnezeu să postez 7 zile. Mai mult n-am încercat. Am zis, dacă mă întorc și voi fi în America o lună de zile să nu plec peste granță, aș vrea să iau postul lui Daniel de 200 de zile, dacă Dumnezeu îmi dă putere. Dar cel mai greu vine a doua zi, restul a treia, a patra merge ușor. La 7 puteam să continui, dar mi-a fost o frică, eu știu să nu se blocheze sănătatea, dar mă simțeam foarte bine. Dumnezeu mi-a arătat lucruri multe, dacă vă mai întâlni, o să vă spun despre toate repile și revelat și mai departe, numai datorită post și rugăciune care au avut în urmă. Și atunci am spus că stau, dar de ce stau în post nu știam. Au venit din America misionari și au adus vreo 6 sau 8 mii de Biblie. Nimeni nu vrea să iei, le-am luat. Și am zis, probabil pentru asta Dumnezeu a spus să stau, că toți se tem, dar eu le iau la mine, că nu are la mine să vină nimeni, nu avea drept să-mi facă revizie. Și le țineam la mine în birou și cine ieșe, puneam la secretară la ușă să dea la fiecare câte o Biblie. Le-am terminat de dat, am crezut că asta e tot, dar n-a fost asta. A fost cel mai mare pas pentru ce m-a ținut Dumnezeu să stau în postul acela, pentru ca să ajung la sfatul de celor 75 de oameni mari, care nu putea să-i vadă nimeni, nu mai puteai să-i auzi vorbind, sau dacă vedeai în audiență, era un perete de sticlă, dincolo ei te vedeau, tu nu vedeai nimic, era negru, blocat. Și când m-au chemat acolo ca să-mi dea gradurile jos, posturile, titlurile, toate să mă complet, atunci am avut dreptul să intru și am întrebat, Doamne, ce să fac eu când voi intra în camera acestor fiare? Și Domnul a spus, să duci la fiecare câte o Biblie și sublinează un singur verset, în Marcu 16:16. Și pun la fiecare pe masă o Biblie deschisă. Și am luat cu mine 75 de Biblie în 2 valize, m-am dus, le-am pus la fiecare, la ora 9, la 10 a început ședința, când a intrat șeful, a întrebat cine a făcut asta. Eu m-am ridicat în picioare, am spus că eu. Și au început să dea așa cu cotul Biblia și a spus că această carte ne poate paraliza dacă o luăm în mână, că nu știm ce-i cu ea. Și am spus, nu vă fi frică, că ea nu paralizează, luați-o în mână fără grijă. Dar dacă nu vă pocăiți în ziua de judecată, vă topește. Dar până atunci veți trăi bine, indiferent ce veți face. Și atunci el a spus la unul din ordonanță lui, ia-o tu în mână să văd că tu ești mai bătrân, dacă mori totul în ți-o rândul. Acela a luat-o tremurând, bietul, că nimeni nu vrea să moară. Și a tot o deschidea așa cu mâinile, zice, luați-o că nu se întâmplă nimic, luați-o că nu se întâmplă. Și am spus, fără grijă, luați-o. Și așa au luat-o rând pe rând și a spus, de cine ai subliniat aici? Uite ce scrie acolo. Cine crede se botează va fi mântuit, cine nu, se termine. Asta e pentru voi. Aveți răspuns și la prima parte, faci și la a doua. Și apoi m-au întrebat, la ce ai venit aici? Le-am spus, dar mi-a dat scrisoare, m-a chemat. Păi raportează. Și m-a ridicat în picioare și am spus, Doamne, nu da voi la păgâni să mă judece, că o să distrugă credința. Că mulți, dacă o să vadă că îi zbați joc din mine, nu o să mai aibă curaj să pocăiască. Că aceștia nu sunt altceva decât păgâni astăzi. Și poate mâine vor fi și ei fiii tăi. Când le-am spus păgâni, s-au întristat mai tare. Și am spus, dar în lume sunt 2 categorii, creștini și păgâni, alții nu sunt. A treia, a patra categorie nu este. S-au certat între ei și nu mi-au făcut nimic. Și au spus, pleacă acasă, o să-ți dăm în scris ce hotărâm. Și până azi nu mi-am dat în scris. Apoi au încercat să mă dea de 3 ori prin Parlament jos. Eu eram ales până în anul 2001, pe 9 iulie. Și n-au avut număr de voturi. Și dacă n-au avut, au vrut să-mi fac accident. Și n-a ieșit. Tot ei l-au pregătit și Dumnezeu i-a obligat pe unul să pregătească și pe altul l-a obligat să-mi spună. Și atunci nu mai luam șoferul, plecam singur, plecam pe un drum, veneam pe altul. Și Domnul mi-a purtat de grijă și eu am spus, dacă Dumnezeu mi-a dat 60 de ani, cine îmi poate lua o zi? Dacă cineva mi-a o zi, înseamnă că sunt 2 Dumnezei. Unul dă viață, altul ți-o ia. Atunci cu care mai bine să faci legământ? Dar este un singur Dumnezeu, care viața ta e în mâna Lui. Și am spus, nu mi-e frică de nimeni. Am avut atunci un curaj mai mare decât acum.
Și am văzut că nu pot face nimic, m-au chemat și au spus, noi am terminat, nu mai putem să faci nimic. Am făcut evanghelizare pe la închisori, prin spitalul, pe regimente militare, că trebuia să plec în fiecare lună, așa era regulă, să țin lecții pe la fabrici, uzini. Și atunci au spus să părăsesc țara în 24 de ore. Ori să ies la televiziune, spun că Dumnezeu nu există. Și am spus, nu pot să spun că nu-i ceea ce este. Mai bine spun că voi muriți în iad și plecați. Că asta eu sunt convins dacă nu vă pocăiți. Dacă Dumnezeu este, sunt convins la fel. Și am semnat pentru al doilea punct să plec. Și au spus, familie nu ei, nimică nu ei. Și atunci am plecat, am venit acasă, am făcut o rugăciune și am plecat. Și am cerut azil politic de la Statele Unite Americi, Canada, Australia și Africa. Și am spus, de unde vine, acolo plec. Și am venit de la Africa. Și nu știu de ce, parcă mi-a fost groază să mă duc, dar nu știu de ce. Și am spus, Doamne, dacă în 3 zile nu primesc, sau în 5 zile mai mult nimica, atunci plec aici. Și după rugăciune și post am primit și de la America. Și am spus, Doamne, acum am două locuri. Care spui să plec? Și într-o vedere de noapte, Domnul mi-a spus, pleacă în America. Și am ajuns în America, în Chicago, nu știam limba engleză deloc, știu mai multe limbi, vreo 7 limbi pământești, aia să le știu, dar am în vedere de europene de aici, dar engleză nu știam. Când am ajuns, m-am întâlnit acolo în aeroportul internațional cu traducători, cu toți, și ei știau tot despre mine prin Interpol. Nu era nevoie să le spun cine sunt și pentru ce. Dar m-au întrebat dacă am sponsor. Am întrebat ce asta sponsor. Dar eu nu știam ce asta sponsor. Uniunea Sovietică nu era noțiune sau în România, s-a avut sponsor înainte în România. Și nu știam ce înseamnă. Și a zis, sponsorul ăsta este un om sau organizat sau biserică care răspunde dumneata. Am spus, eu am așa o persoană. Cine? Zic, Iisus Hristos. Păi stai pe scaun să vii, stie El. Dar zic, să știi cât de grabă nu te ia. Treaba lui. Și n-am stat în mulți, fiți câteva ore au venit 3 americani și am întrebat, cine e Ivan de Rusia? Am spus, eu, dar ce mă cunoaște? Și nu. Eu am lucrat în Leningrad și profesor de limba engleză ca să pot da Biblia la studenți și am avut azi noapte un vis. Domnul mi-a arătat așa cum ești. Și mi-a spus cum te cheamă să vin eu. Dar eu, de când îți pocăit, eu nu cred în visuri. Și am spus la păstor. Păstorul a mai luat pe un frate, suntem 3. Și a zis, hai să vedem visul tău. Și când am deschis ușa, te-am văzut și te-am cunoscut. Și am plecat la el vreo 2 săptămâni și apoi am venit la Tribunalul Suprem de la America ca să fac acolo o mărturie. Eu am primit azil politic prin fax, am trebuit să fac mărturie în față. Și m-a pus să scriu cine-i sponsor. Și am scris Iisus Hristos, ce funcție are împăratul împăraților, unul locuiește, am spus, în cel la dreapta tatălui, telefonul nu-l cunosc, am semnat și am dat. Celelalte hârtile au făcut ei, că nu știam engleza. Și când au ajuns, mă spune judecătorul, cum ai putut să scrii așa ceva? Doar știi că Hristos Iisus a ajutat acolo, noi suntem jos. Eu sunt creștin, n-ați business cardul meu, cartea aceasta de business, scrie-mă pe mine că te ajut. Și l-am întrebat, dar dumneata mori sau nu? Păi ziceam să mor, că am peste 60 de ani. Atunci el iar rămân singur. Nu, nu-l dau pe Hristos. Hristos de acum mai mult nu moare, rămân cu El. Hai să pierd. Acum îi pierd, câștigat. Asta mi-am ales drumul. Păi am fost chemat în multe părți și niciodată n-am vrut să... Toți au vrut să scot aceia din dosar, că e unicul dosar în America unde sponsorul este Iisus Hristos. Și asta i-a deranjat pe foarte mult. Și îmi propunea oricine numai să-l scot, să pun pe cine vreau. Și am spus, nu pot să schimb, că pentru asta eu n-am suferit pentru America, n-am suferit pentru voi, eu pentru Hristos. Și dacă pentru El, mă țin de El, până la urmă, ori pierd, ori câștig, dar de El. Unde El, acolo vreau să fiu și eu. Și apoi a spus, ce vei face tu, că tu nu știi niciun cuvânt în limba engleză? Am spus, unul știu, ok. Și ce ai să faci tu cu ăsta? O să vedem ce o să facem, că Măgărița a vorbit în limba minești. Poate vorbi și eu engleza. Și am luat 3 zile de post și rugăciune. Și am spus, Doamne, dacă această Măgăriță a vorbit în limba minești, fără o zi de școală, fă-mă pe mine într-un an de zile să vorbesc limba engleză. Și m-am dus la școală și n-am știut un cuvânt decât ok, care Dumnezeu mi-e martor, că nu spun altceva. Și într-un an de zile am vorbit engleza. Profesorul la urmă a spus, de ce nu mi-ai spus că știi engleza, te-ai arătat că nu știi nimic. Și am spus, uite ce e situația, de aici o știu. Și Dumnezeu a spus, și numai credința ta te-a făcut să înveți limba. La noi în 5 ani de zile abia învață limba, deci, care îmi la școală, care nu îmi învață toată viața. Și atunci m-am dus și mi-am făcut toate documente să mă recunoască cine am fost în Uniunea Sovietică, mi-au recunoscut diplomurile, titlurile, gradurile, toate absolut. M-au pus să mai dau examen din nou, am dat 62 de examene ca să-mi dea înapoi titlul de doctorat în științele matematice cu diplomă din America. Și aici am făcut o greșeală și vreau să vă spun să nu o faceți dumneavoastră. Nu l-am întrebat pe Dumnezeu ce să fac mai departe. Imediat la Los Angeles, la universitate, cu diploma de doctor din țară, de America, ei m-au primit la lucru, $75 pe oară, bani mari, am zis că în 2-3 ani eu îl întreg pe Avram. O bucurie nespusă, strigam mărire, Domn, eram în stare să vin acasă 60 km pe jos. Am vrut să las mașina pe marginea drumului de bucurie. Și am lucrat un an de zile și Dumnezeu mi-a spus pentru o soră. Bărbatule, tu te-am adus în America să te îmbogățești și să investești Evanghelia. Dacă nu vei lăsa lucru, te vei pierde mântuirea.
Am zis, sora aceasta poate are invidie, că noi așa suntem învățați. Dacă e vorba să primești de la Domnul, dacă să dai, nu-i de la Domnul. La altă rugăciune un frate îmi spune. M-am uitat în sală, o văd pe sora. Probabil că sora l-a pus pe frate să-mi spună. Așa mintea-ți vine. A treia oară Dumnezeu îmi spune gură în față. Am postit 3 zile, am spus, Doamne, eu 3 zile de post, rugăciune, spune-mi tu mie. Dumnezeu mi-a spus, dacă nu lași în timp de 3 zile, seara 27 ianuarie, nu lași de la 1 februarie lucru, ți voi tăia mântuirea. Și atunci am lăsat lucru. Și am spus, Doamne, ce să fac acum? Unde să mă duc? Iar post și rugăciune și primesc un bilet, așa un plic, cu adresa mea și nu știu ce e în nuntă. Deschid, aveam un bilet de avion să plec în Zaire, în Africa. Și m-am dus cu la Evanghelie, am spus, Doamne, eu nu mă duc singur, eu nu cunosc Africa. Tu mergi înainte, eu mă din urmă. M-am ajuns în Africa, în aeroport, nimeni nu știu, nimeni nu mă întâlnește. Ce să fac mai departe? Biletul să mă întorc înapoi, pe zi 3 luni. Ce fac eu 3 luni în aeroport? M-am pus pe genunchi și mă rog, cu mâinile în sus. Vine un șeful poliției musulmane, acolo așa e legea, dacă te arestează cineva, te pune în genunchi cu mâinile în sus până vine și spune lanțurile. Și mă întreabă, cine te-a arestat și nu ți-a pus lanțurile? Am zis, nu m-a arestat nimeni. Eu sunt creștin, mă rog lui Dumnezeu, i-am spus adevărul. El a spus, tu ești creștin? Părăsește aeroportul că te trimitem la Hristos imediat, înainte de vreme. Și am spus, bine, la plecat și am spus, Doamne, ce să fac? Și o voce îmi spune, ridică-te, du-te înainte. Să ai și un bărbat în cale, să nu te oprești, să te uiți la el. Să-i spui în limba engleză, Domnul să te binecuvinteze, du-te mai departe, eu voi lucra. M-am uitat în aeroportul și eu de-abia vedeam cap, că nu văd nimic, oameni încolo, dar pe direcția asta nu văd pe nimeni. Iau valiza și mă duc înainte. Mă duc, deodată un negru trece așa ia, și s-o oprește să uit la mine. Eu trec pe lângă el, nu mă uit, îi spun în dreptul lui, Domnul să te binecuvinteze. El strigă, Aiden, tu ești din Rusia, eu te aștept, eu ți-am trimis biletul. Și așa m-am dus cu el la evangelizare și de atunci am trecut toate continentele și peste 100 de țări. Și acum vreau să vă spun un singur moment să-L vedeți cât e de mare Dumnezeu. Noi suntem fire de praf, dar cât e de mare Dumnezeu. Ne ducem, vestim Evanghelia din loc în loc. E greu să vestești Evanghelia. Am văzut oameni atât de năcăjuți și flămânzi. A venit un om de 70 de ani sau 72 de ani și am dat o șocoladă și a pus-o în gură când s-a predat atunci. Că acolo când te duci nu poți să mergi cu mâna goală. Aici la dumneavoastră vii că aici ai unii dormiți și mânca acolo. Domn din pădure, trebuie să ții ceva cu tine. Și el a pus-o în gură și a spus, Doamne Iisus Hristos, eu m-am predat ție, fă ca dulceața aceasta să ții măcar până în mâini. Eu n-am avut niciodată dulce în gură. A venit un om de 50 de ani care s-a pocăit și a spus, frate Vicovan, până vine Domnul, poți să-mi promiți că voi fi odată satul? Ce înseamnă când ești satul de pâine? Cum te simți? Cum îmbli? Cum gândești? Cum vorbești? Că eu am 50 de ani și încă n-am fost satul. Numai pielea și oasele care în kino poți să vezi sau în reviste. Dacă în România, în Rusia, în Polonia, în Bulgaria e sărăcie, asta e rai în comparație și acolo. America Latină, America Centrală, coasta întreagă de Africa, partea Aziei de răsărit. E o tragedie cea mare. Am venit în avion, când am venit de acolo, numai în pantaloni, în ciorap și într-un tricou. M-a întrebat stewardesa, unde sunt haine, cine te-a prădat? Nu m-a prădat, eu singur. Și unul, un nou din Zeelandă, ce era în avion, s-a uitat la mine și m-a întrebat în limba engleză, unde sunt hainele, ce ai făcut? Că v-au zis, n-am nici pantofi. Și am spus. Și la următoarea oprire a stat avionul, într-un aeroport, vreo 2 ore, s-a dus și mi-a cumpărat haine și aici este costum care mi l-a cumpărat el. Dumnezeu nu m-a lăsat să ajung la evangelizare mai departe, numai eu. Cum se duce evangelizarea? El a rânduit aceste lucruri. Și am ajuns pe insulă în Trestul Zemțe. Când am venit la șeful acela, el cu pienile cele toate așa, ea m-a întrebat la ce ai venit aici. Aveam 2 traducători. Să vă spunem despre Dumnezeu. Noi avem 8. Unde să-L puneți pe vostru? Deci plecați. Și am spus, bine, avem o corabie micuță de la Noua Zeelandă, frața o aveau a lor cumpărată a bisericii. Și când se plecă, mi-a spus, nu, opriți-vă. Soția mea de 4 zile n-a mâncat nimic, are o febră și nu, Dumnezeu mie nu o vindecă. Și eu am apucat o leacă de ciudă pe ei. Dacă Dumnezeu vostru o vindecă, eu pe Dumnezeu mie îi omor pe toți. Și o primesc pe a vostru. Dacă nici a vostru nu vindecă, vă omor pe voi și termin cu toți Dumnezeu. Când aceia mi-au tradus, am zis, Doamne, așa să fie. Ne-am dus la cocioaba ei de paie, stătea acolo o femeie, ei nu sunt negri, e culoarea lor ca fenie deschisă, tuzemță. Stătea acolo și acolo stăteau ocultiști, spiritiști, găcitori cu șerpi, cu capul de șarpe în mână, cu scate, cu capul, crane de oameni, tot ce vrei, săreau în sus cu cărți, vrajeau și am scos afară pe toți, făcut o rugăciune de curățire a duhurilor, am uns cu un delem patul și stâlp pe cei ce stau cu paia acolo, ca să nu aibă duhul putere să vie acolo să ne deranjeze. Și ne-am rugat, nu știu câte o oară, mai mult sau mai puțin, Dumnezeu știe. După aceea am văzut că au sărit de-n pat și au legat la soții și au sărut mâncarea.
M-a chemat pe toți ocultiști să vadă dacă sănătoși. I-am pus termometru, dar ei nu cunosc carte, nu știu nimic. Și atunci toți au pus limba pe fruntea ei și au spus că e sănătoasă, n-are febră. Și atunci a zis să fac un foc mare, cât jumătate din camera aceea s-au adunat lemne și nu știam pentru noi sau pentru ei ce vreau să facă, nu puteam să vorbesc mult cu ei, nu tare vorbesc mult. Și când focul a fost în cea mai mare putere, a spus toți Dumnezeii noștri, ardem, primim un Dumnezeu nou. Și atunci noi i-am dat slavă lui Dumnezeu. Au aruncat cărțile, oase, tot ce au avut, mâini de copii care vrăjeau, scheleturi, tot au ars, a ieșit un fum parcat de asfalt. Și apoi ne-am făcut eu un pat, ne-am culcat noi trei pe copac sus, ei dormeau jos. A doua zi șeful îmi spune acela să-i dau hainele mele lui. I-am dat, l-am îmbrăcat pe el și el mă întreabă, Dumnezeu vostru are ceva bogății? I-am spus, da. Ai putea să mai ceri o pereche de pantaloni, ții și o pereche mie să avem rezervă în plus? I-am spus, nu. De ce? Că Dumnezeu se supără dacă ceri două pereche de pantaloni. Câte sute ai tu de oameni aici în tribul tău? Păi zice, am vreo 700, păi nu știi, mi-a dat acolo o grămadă de pietre, când vine un suflet, spunea o piatră acolo. Și nu, noi am numărat că el nu știe câți el dată are atâtea suflet, cât e grămadă de pietre de mare. Și că ne-am dus, am lăsat un frate acolo, ne-am dus în Noua Zeelandă, eu și mai cu un frate, am mers la biserică, la frate, am adunat niște bani, niște haine, medicamente, alimente, am venit, le-am cumpărat. Două săptămâni am stat acolo să învățăm cum să speli, am barberit, am tuns pe toți, i-am îmbrăcat frumos, semăna ca și noi, nu mai erau mai căfenii. Dar carte nu știu, în două săptămâni am învățat versetul Ioan 3 cu 16. La ora 8 dimineața slujba de închinare, iau slujba de închinare la demon tare lungi. Și acum noi le-am schimbat închinarea lui Dumnezeu, dar vremea am lăsat-o aceea. De la 8 până la 12 stau pe genunchi, 4 ore dimineața, și cânt în continuu versetul 3 din Ioan 16. Nu de mult am primit scrisoare de la dânsi și de acum vreo lună, unul sau mai mult, că ei știu deja 10 versete. Și mai noi doi frați din Australia și stau cu dânsi zi și noapte, cum îi lași, diavolul vine și ia înapoi din mâinile tale. Atât e de mare Dumnezeu. Înainte de a vine încoace, joi, vine o soră în America, spune, frate Vicovan, copilul meu e bolnav, are 12 ani, inima lucrează cu un aparat, plămânii cu altul, rinichii cu altul și cu altul de oxigen. Și merge și a spus că mâinii desconectează totul, că inima de acum nici cu aparat nu merge. Mă din când în când. Și vreau să vin să-i faceți ungerea, să vă rugați măcar să moară uns. I-am spus, soră, eu nu ung morțe și nu pun mâinile pe morțe. Dacă îl ungem pentru viață, dar pentru moarte nu, n-are rost. Și ne-am dus în spital și medicul mă întreabă, șef, ce se face dumneata cu el? Nimic. Eu fac ce spune Domnul. Și am mai luat un frate cu mine și am spus, vine înăuntru să vezi ce face Dumnezeu. Dar înăuntru Duhul Sfânt să du-te că eu voi lucra. Nu știam cum. I-am făcut ungere, am pus mâini, ne-am rugat pe el, dar am pus mâini încet, că nu aveam voie să te atingi de el, ca să nu se oprească inima. Și ne-am rugat și Duhul Sfânt în timpul rugăciunii spune, mâine îl ridic pe picioare, poi mâine îl ia acasă. Și am spus medicului, mâine dimineață să iei toate acestea la dâns, să le desprinzi, el să le ridic pe picioare și poi mâine să-l pregătești acasă. Și el a spus pentru mormântare, cum dacă să le ridic pe picioare, mortul, cum să le ridic pe picioare? Vineri s-a ridicat, sâmbătă a venit acasă și sâmbătă s-a ridicat la biserică, la stăruințe, la rugăciune, băie de 12 ani și a declarat că este sănătos și nu-l dai pe picioare. Iată este Dumnezeu. Am stat zile întregi în post ca Dumnezeu să-mi dea darurile Lui. Și Dumnezeu le dă oricui le cere, dar nu-i pentru folosul tău. E pentru folosul altora. Asta știți cum vine ca să înțelegi pământește. Ești un factor poștal și ai primit pensia la oameni și ai în geanta ta 1 milion. Ai putea să te declari milionari, dar nu s-a tăiat, ai dat la toți și tu ai rămas cu geanta goală. Și dacă n-ai dat cu Ivan, că mi-e la închisoare. Așa sunt și darurile Duhului Sfânt. Le dă pentru zidirea, vindicarea altora. Eu nu pot să pun mâinile pe mine să mă vindec. Nici de cum. Dar pentru alții dăși, dacă nu le folosești cum vrea Dumnezeu, le folosești cu mândrie, le folosești să storci bani, le folosești câtul ceva ieri, Dumnezeu ți-l ieși postat și închisoare frumă. Deci e toate darurile date pentru zidirea și folosul altora. Și cereți orice dar și Dumnezeu vă le dă, frate și soră. Cere, dar nu cere așa în gol. Puneți întâi, vin la Dumnezeu cu ceva. La Domnul Iisus a născut un copil atât de micuț. Au venit trei prinți, se spune în limba română, magi. În limba ebraică spune trei prinți, trei fii de împărat, de la țara de răsărit. Au venit cu mâna goală? Au venit cu aur, smirnă și tămâie. Vrei tu să vii cu mâna goală la Dumnezeu, să spui, Doamne, dăm toate și nu. Dumnezeu nu are nevoie de nimic. El are totul al Lui. Dar El vrea să ne învețe, să ne treacă prin școala Lui duhovnicească, să știm cum venim la El. Cu închinăciune, cu smerenie, cu rugăciune, cu post, să nu vii cu mâna goală. Doamne, dacă îmi dai darul vorbire în limbi, sunt mai multe feluri. Este vorbirea în limbi ca semna botezului, apoi este dar. Și la dar de acum se împarte în trei. Limbi cerești sau limbi pământești sau și cerești și pământești. Doamne, dăm darul de vindecare.
Pentru ce trebuie? Spune Domnului: Doamne, mă duc să vindece bolnavi, să te vadă pe tine și credința, să vină să slujească ție, iar eu să rămân în umbră la picioarele tale. Ți-l dă. Dar dacă nu îi spui pentru ce, unul a spus: frate Nicoban, dar ce să-i spun, Domnul nu știe? I-am spus: frate, cercetează Scriptura. A venit la Domnul Iisus un orb. Și ce a spus Domnul? Ce vrei? Ucenicii au spus: Doamne, rabune, păi vezi că e orb. Se spune ce vrea, să-mi capăt vederea. Așa a capătat-o. Dumnezeu vrea să-i spui ce trebuie și ce faci. Asta e Dumnezeu cel mare. Aveam $100 în America și mai mult nimic. Și am spus: Doamne, ce să fac? Cu ce să discurs pe probleme? Tu de lucru nu m-ai lăsat. Și în seara aceea, când eu mă frământam grijele, vin trei frați, spune: frate Vicovan, noi plecăm în Cuba la evangelizare și nu vrem bani să ne dai, că știu că nu ai de unde, că Dumnezeu te-a oprit să lucrezi, să vestești Evanghelia, dar să ne porți în rugăciune și să ne faci unger și o binecuvântare, să ne primezezi în brațul Domnului. Mi-am spus: bine. După ce am făcut toată slujba aceasta, o voce îmi spune: dă-i bani. Eu am zis: dacă ar fi de 50, ați dat 50, să rămân, dar eu o hârtie de 100, o bacnotă. Duhul Sfânt zice: de 100. Nu m-am împotrivit, mă, și am luat-o din buzunar la haine, am dat 100 lor, i-au plecat. Era sâmbătă seara noaptea și m-am culcat și am zis: Doamne, îți mulțumesc că ai trimis pe solii tăi în casa mea și am avut părtășie și bucurie. Când mă scol dimineața, o voce îmi spune: du-ți și deschide cutia la poștă care este lângă drum. Dar sâmbătă seara la poștă, mai mult nu-i nimic. Închis, am scos totul, duminica poșta nu-i, era ora 8 dimineața, spre la slujbă, la biserică. Dar eu nu dau atenție. A doua oară îmi spune vocea. A treia oară mă deschid, găsesc 500 pus acolo. Cine le-a pus noaptea? Și astea nu sunt povești. Eu sunt viu care mărturisesc despre ele, atât aici cât și sus. Nu lucrează Dumnezeu? Încrede-te în Dumnezeu, încearcă în viața ta și fă măcar un primul pas prin credințe. Și vei vedea că al doilea merge mai stabil, cu al treilea te duci ca pe apă. Numai Dumnezeu îți dă toate darurile, frate și soră. Crede-mă pe cuvântul lui Dumnezeu, dar numai să vestești o Evanghelie. Atâta timp cât îi predica această Evanghelie, vei primi toate. Cum predici două evanghelii, nu primești nimic. Dar știți care sunt două evanghelii? Predici Evanghelia lui Hristos, care nu-i lipsită de semne și minuni. Apoi, pe o săptămână, te întâlnești și bârtești, vorbești de rău, vorbești cu tare și ai luat Evanghelia lui Satană, că asta e a lui. Dar dacă o du-o pe aceasta, nu te interesează ce face din tine. Eu la fiecare evanghelizare vă spun și dumneavoastră acum, îmi câștig 100 de prieteni și 10 dușmani. Dar eu nu mă uit la aceasta. Eu nu mă opresc până nu mă oprește Domnul. Puteți, dar eu le-am spus la frați și vă spun și dumneavoastră, dacă vreți să vă certați, nu vă certați unul cu altul aici, certați-vă pe mine. Vreți să vă vorbiți de rău, vorbiți-vă pe mine cât vreți. Că eu când aud că mă vorbești de rău, pe genunchi, poți rugăciune, ca Domnul să-l detrezească, să-l ierte, că nu știe ce face. Nu mă răzbun și nu răspund înapoi cu nimic. Că eu știu că m-am conștient, m-am coborât de sus, jos, prin mila lui Dumnezeu, să îmbrăc hara de ocară. Când a urcat pe Hristos pe cruci, evreii își plecau mâinele. Cum de eu n-am putut să bat un cui în el? Cum de eu n-am ajuns să-l scuip în față? Cum de eu n-am ajuns să-i dau o palmă când era cu ochii legați, nu știe? Își frecau mâinile. Și Ana și Caiafa strigați, citiți istoria Israelului. Nu vă frecați mâinile, că noi încă avem pe mulți de scuipat. Cei ce-l vor urma pe el, i-am scuipat pe toți și l-am pune cu unul de sprijin, l-am bate cuie. Și noi suntem acei ce-l urmăm. Cei ce nu l-au putut scuipa pe Hristos, ne scuipă pe noi. Cei ce n-au bătut cuii lui, ne bat nouă. Cei ce nu l-au ocărit pe el, ne ocărăsc pe noi. Merg conștient că asta e Evanghelia lui Hristos și vei vedea ce putere vei primi și cât de binecuvântare. Dar nu uita, frate, căci Hristos a spus mie: nu mi-e rușine să vă numesc pe voi, frați. Dar nouă nu ne-a dat drept să-l numim frate. Ce-l numim? Domn, Mântuitor, Împăratul Împăraților, Stăpân, Fiul de Dumnezeu. Iată, și totdeauna când te duci în magazin, mamă sau tată, și ai 5, 6, 8 copii, și dacă cumperi o praie de papuci, cumperi la copii 6 perechi până la școală, cumperi 7. Spune Domnul Iisus Hristos: vreau să-ți cumpăr o pereche ție. Iată, aici te-ai cumpăr ție. Te duci să-i cumperi niște maiouri, un maiou îți cumpăr ție. Cumperi cameș, o cămașă îți cumpăr ție, Hristos. Acum ai dus acasă, le-ai strâns, spune: Doamne, eu vreau să le dau ție în cer să-i tremăt. Vrei tu un brac, le faci ce vrei, iată sunt ale tale, tu le-ai meritat. Tu ai dat viața pentru mine. Și Domnul ți-e va spune într-un vis de noapte sau pentru un vas al lui: ascultă, suflete, tremete cei ce-ai strâns pentru mine acolo și acolo. Și vei vedea binecuvântările, vei vedea mulțumirea și vei vedea pacea. Dar dacă vei lua o părere de pantofi vechi care ți-i nu-ți trebuie și îi dai în numele Domnului, El te va întreba: de când eu sunt șef de gunoaie? În numele meu dai? Pentru că noi am scris aici să dai din două ce-i mai bun.
Și tu dai ceea ce nu-ți trebuie ție. De ce mă faci de râs? Tot iadul, tot universul se uită și râde de mine, căci fiii mei pe pământ îmi dau lucrurile gunoaie în numele meu. De ce nu dai în numele soției, soțului, soacrii, mamei, tate? Dă-i ce-i vechi. Dă-i o haină veche, dar dă-o de dragul tău. Dar numele Domnului, du-te și pune deoparte partea lui. Și voi vedea binecuvântările. Eu într-un timp nu dădeam zeciuiala. Am zis, Doamne, eu sunt sărac, n-am nimic, îmi dă cel la 100, cel la 10, cel la împlătește lumina, cel la mâncare, de unde să dau eu zeciuiala? Și într-o noapte, după ce am postit 3 zile și m-am rugat, vine Îngerul Dumnezeu, nu mă strâng lumina, el apare lângă mine. Eu am tresărat și am strigat, de unde ești? Prin așteptat, el a spus, eu sunt un sol al Dumnezeu. Uite în fața ta ce vezi, nu văd nimic. Deodată cu mână văd un perete, mare de vreo 4 metri 20, alb. Ce vezi? Zic, un perete. Și a întins mâna lui, o mână lungă, și mâna a întins-o și de aici lui a tras o linie roșie. Deci ce vezi? O linie roșie. Uite sus, au scris data, ora, cine, cât mi-a dat. $100. $10, Domnul, nu e dat. S-a cumpărat costum de $70, 7 n-ai dat. S-a luat pantofi de 30, 3 n-ai dat. S-a luat o pungă de mâncare de 50, n-ai dat 5. Datoria atâta. Și am spus, ce să fac? Dacă nu voi achita-o, tu nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Și am spus la înger, cum pentru asta? Dar de ce spune în Biblie? Se cade omul să mă fure, să mă minte? Și eu am spus să nu datorați la nimeni, nici în cer și nici pe pământ. Și tu ai început să datorezi lui Dumnezeu. Cine a plătit în zău aceea pentru tine? De frica aceea m-am dus, m-am strâns bani, am mai lucrat, ne-am putut la construcție. Toate cele mai rele lucruri ce au fost să meargă le-am făcut eu. Cu dragoste, ca să simt viața de jos. Și am dat și nu m-am achitat cu datoria, am dat la niște una la biserică trebuie să dau, pe la săraci. Și îngerul a venit, tot același înger a venit după aceea m-a achitat și îmi spune, tu ești iertat. Dar mai mult să nu faci. Ce merit am avut eu în fața lui Dumnezeu că mama m-a născut cu ochi? Și în America o femeie are 7 copii orbi. Ce merit am avut eu în pântecele mamei că am ieșit cu vedere și acela a ieșit fără? N-a fost mila lui Dumnezeu? Acela orb, dacă îi dă Dumnezeu vedere, el dă nu a 10-a parte, dă jumătate, dă totul. Câtă bogăție sănătatea! O femeie americană îmi spune, frate Vicovan, ce să fac? Am 6 copii și unul paralizat de naștere. 15 ani le întorc de pe parte, pe parte. Vă dați seama? Dacă ar fi copilul sănătos, eu sunt de acord să-mi dau mâinile mele amândouă. Taiete unui bolnav. Dar aveți copii sănătoși. Câte ori e mulțumit de Dumnezeu? Oare întregi, nu știi ce înseamnă sănătatea? Să întorci 15 ani pe o parte, pe alta, plânge pe fiecare oară, că îl frige. Îl pui pe dungă, îl pui pe spate, pe față, îl frige. Câte plângi și în acasă. Fraților, mulțumiți lui Dumnezeu! Este atât de mare. Lăsați Evanghelia lui Satan. Luați Evanghelia lui Hristos, că vă dă daruri. Viața veșnică! Nu vă uitați la cei ce vreau să margă la pierzare. Lăsați-i să margă. Mergi la Dumnezeu. Dar țineți minte că un frate îmi spunea mie în Africa, frate Vicovan, eu mă rog ca și Daniel de 3 ori pe zi. Câte minute te rogi dimineața? Zice, 10 la mea, 10 seara 10. Cât ai? 30. Dar uite ce scrie în cartea aceasta unde se ruga Daniel în Cronici Împăraților. Este cartea Cronici Împăraților. Daniel se ruga 2 ore dimineața, o oră la mea și 2 seara. 5 ore. Dacă tu te rogi 5 ore pe zi, atunci ferici de tine. Știa că merg în groapa de lei. Câte rugăciuni ai făcut? 3. Era primul ministru. Câte rugăciuni? 3. Dar noi ce facem? Când e bine, Doamne, păzește-mă că mă grăbesc. Unde grăbești, suflete? Când mereu, aleluia, Doamne, m-ai părăsit unde ești. Pune-ți viața în îndoială cu Dumnezeu și du 3 rugăciuni frumoase pe genunchi și Domnul te va păzi și din acași de toate. Venirea lui Hristos atât de aproape că eu de vârsta mea, născut în 44, eu nu trec până nu-L văd pe Hristos venind. Sunt dovezi biblice, am descoperit și revelat că mi-a dat Domnul și dacă o să fie vreme să ne mai întâlnim să vă le spun, o să vedeți măreția lui Dumnezeu. Că nu se meritați. Eu sunt gata să plec de oriunde. Din America, din Austria. Unde sunt? Mie nu mă interesează nimic. Nu mă ține pe pământ nimic. Aceasta haină o pot lăsa așa. Dacă este nevoie la un sărac și pe asta o las. Mă duc și fără ea. Am fost în România nu de mult, am venit numai cu diplomatul și cu Biblia. M-a întrebat în aeroport unde ți-ai bagajul. Nu am. Cum că din România vin cu 5-6 valize, cu tot fel de bibilouri. Zic, toate bibilourile mele le-am dat în mâna Domnului. N-am nimic. Nu, dacă trebuie și asta, dar nu am nimic. Vreau să vin la Domnul. Nu vă spun să dați foc la casă, nu vă spun să lăsați lucrul, nu vă spun să vă culcați pe stradă. Nu. Gândește-te că Domnul a spus. Ai unde de adăpostire? Ai ce mânca? Ai ce îmbrăca? Puneți oprire, o barieră. Și treci mai departe în Împărăția lui Dumnezeu și lucrează. Și Domnul să fie binecuvântat și laudat în mijlocul dumneavoastră. Amin.